Doamne, chiar mă depășește discuția asta, habar n-am. Noi am rămas surprinși pentru că am primit bugetul, noi am cerut un buget argumentat. La început de an am depus proiectul minimal pentru stagiunea respectivă și am primit această sumă care nu ne ajunge nici să ne descurcăm, deci nici suma pentru salarii. Hai că acolo se pot face rectificări bugetare. Dar pentru asta ne lipsesc, ne-au tăiat foarte mult ca să terminăm producțiile care au fost prinse în programul minimal pe acest an, plus festivalul de teatru, plus aniversarea de 50 de ani a teatrului. Nu știu, cred că a fost un scurt circuit unde, pe undeva, sau conducerea județului n-a fost informată cum trebuie. Noi am făcut o notă justificativă, am trimis de ce vrem să facem, pentru ce ne trebuie banii, foarte bine argumentat pentru tot, însă răspunsul la buget ăsta a fost că s-a tăiat cu foarte mult și nu înțelegem situația asta, chiar nu înțeleg. Nu știu care e explicația.